Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1600, la data de 1 februarie, Mihai Viteazul semnează tratatul de închinare și credință față de împăratul Rudolf al II-lea. În schimbul recunoașterii suveranității sale, Rudolf al II-lea i-a făgăduit lui Mihai Viteazul ajutor și a garantat domnia ereditară în linie bărbătească. Figura lui Mihai Viteazul a ajuns în Panteonul Național Românesc după ce a fost preocupată de istoriografia românească a secolului al XIX-lea, un rol important jucându-l opul românii sub Mihai Voievod Viteazul al lui Nicolae Bălcescu. Astfel, voievodul a ajuns un precursor important al unificării românilor, care avea să se realizeze în secolul al XX-lea. Contextul internațional însă a fost unul nefavorabil lui Mihai. Puterile vecine vedeau în ambițiile sale politice o contradicție cu interesele proprii de dominanță. În același timp, Habsburgii își vedeau amenințate planurile de menținere a Transilvaniei în sfera lor de influență. Polonia nu dorea pierderea controlului asupra Moldovei, iar Imperiul Otoman nu accepta ideea renunțării la țara românească. Mai mult chiar, uniunea personală a lui Mihai reprezenta o formulă puternică, capabilă să schimbe raportul de forțe din regiune. De asemenea, tot pe data de 1 februarie, în anul 1920, a fost înființat Institutul de Istorie Națională din Cluj-Napoca, purtând în prezent numele istoricului și publicistului român George Barițiu. Institutul de Istorie Clujean a reprezentat dintr-un început una dintre unitățile de cercetare științifică fundamentală cu profil umanist, funcționând sub auspiciile Academiei Române. Institutul de Istorie din Cluj a luat ființă la scurt timp după organizarea și inaugurarea Universității Românești, având ca principal obiectiv cercetarea istoriei Transilvaniei. Începuturile sale au fost sprijinite generos de către Casa Regală Română prin mari sume de bani, la care s-au adăugat alte donații de sute de mii de lei din partea unor fundații conduse de către Patriarhul Miron Cristea și istoricul Ioan Lupaș. Cu toate acestea, înființarea și funcționarea Institutului de Istorie de la Cluj n-au fost scutite de dificultăți materiale și de personal. În aceste condiții, conducerea instituției a reușit în 1929 cumpărarea unei clădiri cu un etaj și curte interioară pe o stradă din Cluj, care a fost apoi amenajată pentru nevoile de lucru ale cercetătorilor istorici din oraș. Aceste lucrări au permis la 13 iunie 1937 inaugurarea oficială a Institutului în prezența regelui Carol al II-lea.